Capitolul 4. Tatonări Viscolul izbea obloanele de ziduri. Vârtejuri lungi cu foarme ciudate se înălțau sus, deasupra acoperișului, sfredelin cerul opac. Scârțuitul jalnic al portiței devenise o obsesie. Monica Ciuvă își și vârâ adânc degetele în urechi. Dar înceta, dar înceta odată. Fantastică întâmplare! Preferăm să țin piept unui regiment de polițiști, dar nu lui. Deși, nu, e o prostie, nu o să accepte niciodată. Alexandra clătină din cap, învăluindu-l într-o privire caldă. Mi se pare atât de ciudat să te întâlnesc aici. Maiorul Cristea încercă o strângere de inimă. Dar aș vrea tare mult să nu-i pot reproșa nimic, eu sau oricare altul în locul meu. Stătea un loc, ceilalți se risipiseră prin casă. Rezema de fereastră, locotenentul Drăgan scria ca de obicei în carnet. Cristeau și încălzea mâinile la focul molcom. Părea foarte șubred și doctori al cântării profesional. Există modalități mult mai comode de a te sinucide. Dacă chestiunea te interesează, îți stau la dispoziție. Maiorul râse domol. Hotărâsem să țin seama de recomandarea medicilor. Într-o dimineață însă în convalescență. Am trecut prin cișmigiu primele zile de mai cu lalele și cireși japonezi. Rozul acela delirant, perechi, puști care aleargă după cerc sau răstoarnă cozonaci de nisip. Pensionari. Cristea se întrerupse, flăcările i aruncau pe obraz umbre nestatornice. Și? Mai ales pensionari, oftă maiorul, în plin soare cu bastonul lor plasa de iaurt între picioare, și Zaharina în buzunarul de la vestă. Și? se încăpățână Alexandra. Și cam atât. Noi de ajuns. Râdea fermecător cu fața dintr-o dată tânără, iar doctorița își zise că probabil așa arătase cândva. N-ai decât să eviți cișmigiul dacă îți provoacă alergie. Cristea se răsuci fotoliu. Pescuitul mă plictisește, n-am pasiuni filatelice și, în general, vocație de colecționar. Intrigile din bloc mă lasă rece. Un post de administrator mi s-ar părea o calamitate, iar matineele din nefericire au haz doar când chiulești de la teză. Locotenentul își ridică ochii. Cei doi discutau amical, oameni care nu s-au văzut de mult și se bucură sincer și reciproc de prezența celuilalt. Căminul, ceștile de cafea, creau o impresie de intimitate, de agreabil. Atmosfera îl irita vag pe drăgan ca orice fenomen care nu se supune unor canoane considerate axiomatice. Din punctul lui de vedere, ancheta presupunea cu totul alte jaloane. Cristea îi înregistră privirea și surâse. Băiatul ăsta e dintre cei cărora le place să stea pe scaune incomode, chiar dacă au de unde alege. N-ar fi o dramă, dar automat se simt și ceilalți prost. De altfel, m-am îndrăvenit, relo maiorul. Când se strică vremea, mă mai supără. Își duse reflex mâna la piept. Da, nu mi-ai spus nimic de dumneata. Ce mai faci? Sunt cinci ani de când nu ne-am văzut. Alexandra își îndreptă trupul subțire. Avea chipul tras, privirea mai dură, dar, în general, rămăsese aceeași femeie frumoasă cum o cunoscuse maiorul. Nu știu ce ți-aș fi răspuns aseară. Acum, oftă. Îmi pare rău de Virgil, a fost un om admirabil. Îl cunoști de mult? De vreo cinci ani. Este... A avut un gest de resemnare. În sfârșit, era un avocat excelent. Cândva i-am solicitat serviciile într-o anumită problemă. Apoi ne-am împrietenit. Oameni ca el sunt rari, șarman, generos, plin de fantezie. O inepuizabilă mină de fantezie. Trăsăturile îi se năspriseră, închise ochii încercând să-și amintească ce a făcut înainte de a intra la el în birou, dar imaginea cadavrului prăbușit în fotoliul le întuneca pe celelalte. O bestie, coș de gunoi, imaculatele lui cămăși albe, duzinele de cravate, surâsul amestec de miere și curara. Și totuși n-am curmat vizitele. Există undeva prin Amazoane parcă o broască respingătoare care te atrage prin mirosul ei. Între deschise ploapele, Crista o privea intens. Acum începe greul. Într-adevăr, făcut distrat maiorul, un om înzestrat cu o deosebită fantezie. Vă vedeați des? În fiecare săptămână, sâmbăta. S-a statornicit obiceiul ca sâmbăta seara să facem un bridge. Strâmbă imperceptibil din buze. Frica de singurătate ne determină să colecționăm deprinderi inofensive care treptat se transformă în vicii. Frica de singurătate? Ce te surprinde? Nu mai am 16 ani să tremur de fericire la gândul că diseară mă întâlnesc cu un băiat. La urma urmei, solitar poți fi și la braț cu nevasta. 99% din căznicii poartă pece de plictiselii. Odată epuizat subiectul economiilor cotidiene, al meniului pentru a doua zi, relatarea cancanurilor, Marijan a intrat în câmpul muncii, ți-ai fi închipuit? Se așternă tăcerea. Tăcerea jalnică, a priori acceptată, că dacă în societate facem eforturi să o evităm, acasă o suportăm fără paliative, uitând să ne acoperim căscatul. Se țese intimitatea în accepțiunea ța cea mai vulgară, obrazul neras, capotul mototolit, ușa de la toaletă deschisă, pereții devin apăsători, atmosfera irrespirabilă. Sunt singuri, trăiesc de unul singur. Și atunci intervine telefonul salvator de la Mimi sau Răzvan, care la rândul lor sunt singuri și se plictisesc de moarte. Ce ziceți copii, facem un remi? Așa se naște cercul, grupul în care ne pierdem agreabil vremea. Trebuie să înțeleg că nu prietenia, ci tema de singurătate va determina să acceptați invitația avocatului Olaru? Prietenia? Hmm. Luigi Stratian obișnuiește să afirme că prietenia are ceva tulburător. De aceea ne căutăm parteneri care ne tulbură mai puțin. Desigur, glumește. În asemenea, împrejurări se nasc, de obicei relații foarte strânse. Surăse. Se încrucișează perechile, iar numărul divorților sporește. Se pare că evenimentele de azi noapte depășesc cu oarecum obișnuința. Alexandra tăcu un timp privind jocul molcom al flăcărilor, apoi ridică din umeri. Viața nu și-a epuizat surprizele. Tocmai atunci când te aștepți, mai puțin recurge la procedee de o gratuitate dezarmantă. După părerea dumitale, deci, bătrânul a fost ucis fără motiv. Mă gândeam la cu totul altceva, la ideea de moarte. Se zice că e singurul fenomen absolut perfect. Inepții. Nu poate fi perfect un act reprobabil. Dar, în sfârșit, astea sunt chestiuni care te interesează mai puțin. Spune-mi, te rog, de fapt, ce s-a întâmplat aseară? Doctorița își lăsă capul pe spate. Oare într-adevăr nu știe nimic? Sau se preface că nu știe? Cred că se preface. Exclus să nu-i fi povestitele onora incidentul cu scrisoarea. Aseară. Nimic deosebit. Am făcut două partide de bridge, am bârfit apoi s-a pornit viscolul. Virgil ne-a invitat să rămânem peste noapte. Pe la nouă și ceva a urcat sus, avea de lucru. Jumătate de oră mai târziu ne-am culcat și noi. Ce a urmat, știi. La un moment dat ai auzit împușcăturile. Împușcăturile? De unde ai mai scos-o? N-a fost decât una singură. Sigur? Gândește-te bine, Alexandra. E foarte important pentru mine. Categoric mi amintesc precis. S-a auzit un foc de armă, unul singur, nu. Te rog să nu mă întrebi dacă bănuiesc pe cineva. De obicei, asta e întrebarea care se pune, nu mă întreba, pentru că n-am să-ți răspund. De ce? Țin mult la oamenii aceștia și credem mă mi-ar fi foarte greu, aproape imposibil să gândesc rău despre ei. Și totuși, știu, ucigașul e unul din noi, Asta ai vrut să spui. Atunci? Pe cine să bănuiesc? Inginerul Mihailo este un om integru de moralitate ireproșabilă, care și adoră băiatul. Nu știu exact ce s-a întâmplat cu nevastă sau oricum ceva s-a întâmplat. Este genul de om cu care mi-ar place să joc în aceeași echipă, în sensul pur al expresiei firește. Conduce o fabrică naționalizată recent, o funcție de răspundere care îl solicită foarte mult. Luigi început să râdă. Luigi, trebuie să-l iei așa cum e. Un strângar cu tâmplele cărunte incapabil să treacă pe lângă o femeie fără să-și bombeze pectoralii. La 60 de ani se crede încă irezistibil și poate nu la modul gratuit. Cu ce se ocupă? Regizează spectacole de revistă. Pare surprinzător dacă ne gândim la gabaritul actual, totuși cu ani în urmă a fost balerin. Un balerin bine cotat. Despre Gheorghiu, ce să-ți spun? E un băiat admirabil, îndrăgostit, înduioșător de nevastă să. Luigi pariază că ar fi vorba de o dereglare glandulară. Oricum, trebuie să recunoști, constituie o excepție. Munica Ciuvăț este, dacă vrei, copilul nostru preferat. Pe cine să bănuiesc? Arunca vorbele fără convingere, ca și cum ar fi vrut să scape de ele și maiorul se întreba de ce o face. Oamenii ăștia îi sunt profund dezagreabili. Am văzut cum îi privea. Poate că ai dreptate, observă Cristea. Cam așa că și doamna Olaru, deși nu mi s-a părut că s-ar da în vânt după fratelui ei. E o femeie interesantă. Cine? Eleonora. Doctorița Clătină din cap evaziv. Mai degrabă ciudată. Sunt incapabilă să-mi dau seama ce gândește. Crezi că e un cusur? O, oh, nu, râs Alexandra, desigur că nu. Dar o astfel de prezență în general te stânjenește, te îngrijorează. Stratian îi spune la dona vestida. E întotdeauna bine închisă la gât. Pentru o clipă, figura doctoriței păru să se crispeze. Mai mult o impresie, căci concomitent aproape chipul alb își redobândi limpezimea. O bucată de marmură splendid dăltuită. De altfel, toți cei care l-au cunoscut pe Olaru i-au rămas credincioși. Relu Alexandra, erai la curent cu preocupările lui literare? Mi s-a pomenit despre niște poezii. Doctorița zâmbi condescendent, n-am știut nimic, avocatul nu era ceea ce s-ar putea numi un tip modest, dar avea groază de ridicol. Cred că acesta e motivul pentru care a fost atât de discret. Cum ai răzbătut până aici? O mașină specială, un chin, spuse Cristea pe gânduri. Pe el, îl înțeleg perfect. El? Mă gândeam la Olaru, n-am înțeles însă reacția amicilor când au aflat cu ce se îndeletnicește în timpul liber. Soră să-mi spunea că au fost literalmente cuprinși de groază. Alexandra râse nervos. Și eu? Nu, domnata, nu, răspunse majorul privind-o deschis în ochi. Tot e ceva. Își aranjă mecanic părul. Cine știe ce-i să fi năzăritele onorei? Oftă. Mă întreb ce are telefonul, nu face legătura. Crezi că preocupările, hai să zicem, literare ale avocatului erau de natură să îi îngrijoreze pe prietenii dumitale? Da, de unde? Probabil că băieții au mimat stupefacția. Știi cum se întâmplă în situații din astea. Când un om la 60 de ani se apucă de versuri fără să vrei, încep să zâmbești. Dacă relațiile sunt amicale, îți îngădui să râzi cu gura până la urechi și să comentezi. Leonora spunea că nimeni n-a scos o vorbă. Aproape că s-au înspăimântat. Uite ce se întâmplă. Alexandra abordase un aer profesional. Eleonora, ce o spun în calitate de medic, este la vârsta critică. La această epocă tulburările psihice sunt foarte frecvente, variind ca formă și intensitate de la individ la individ. Ipohondrie, avariție, bigotism, ninfomanie la cele care au fost frigide și uneori chiar simptome de nebunie blândă. Nu afirm că Eleonora ar avea halucinații, dar e departe de a fi cel mai prețios martor al dumitale. Ia-o ca pe un sfat dacă vrei. E un aspect la care nu m-am gândit. S-ar putea să ai dreptate. Matematic! Se uită pe fereastră. Idiotă vreme! Bătrâna încerca vis a încercat oarecarii temeri vis-a-vis de starea domnișoarei Ciuvăț mai ales. Fata e plăpândă, iar povestea cu scrisoarea se pare că a șocat-o în mod deosebit. Sper că s-a simțit mai bine după calmantul administrat de dumneata. Alexandra ridică -i impacientată din numeri. Monica e adeseori tranquilizante, E în stare să-ți facă o criză pentru cel mai mic fleac care îi se pare că o vexează. e un om excelent și arată foarte bine. Zâmbi. Adaugă șatuul vârstei și ai să înțelegi de ce trec pe planul doi. Era, dacă nu mă înșel, lângă dumneata. Când? Aseară. Stratian a ridicat plicul de pe masă și a citit cu glastare numele expeditorului. Probabil, nu-mi amintesc. Spune-mi, te rog, crezi că există vreo șansă să plecăm?" Nu de alta, dar mâine sunt de gardă. Mă întreb totuși. Crista aștepta să ardă chibritul până la capăt, apoi strivi lemnul carbonizat. Mă întreb, în ce a consta surpriza? Ce părea extraordinar! Faptul că olarul cocheta cu posteritatea, secretul preocupărilor sau pseudonimul? Și ce anume în legătură cu pseudonimul? Maiorul părea să reflecteze cu glas tare, făcând abstracție de prezența doctoriței. A șocat ideea de pseudonim, ori numele a având eventual rezonanțe speciale, semnificație pentru ceilalți. Doctorița îl măsură cu ochii subțiați. Știi ceva? Acum am înțeles de ce meseria asta îți place. Este însă și rațiunea dumitare de a exista. La urma urmelor, vânătoarea este o pasiune. Ceea ce profesezi dumneata este infinit mai captivant. Cristea zâmbind Vrei să spui că vânezi oameni? Posibil. Francezii consideră că cele mai îngrozitoare lucruri pot fi formulate elegant. Dar dezvoltând ideea până la capăt, aș afirma că și invers, fenomenele cele mai înălțătoare profund umane pot fi tendențios prezentate. Într-o viziune, pictorul e artist, în alta, un zugrav. Pentru un vindecat, chirurgul a avut o mână de aur, pentru celălalt, un măcelar. Te rog să mă crezi că nu mi-am îngăduit nicio aluzie, discutăm la modul cel mai general. În felul ăsta, munca miliției poate însemna hingereală sau operă de asanare socială. Chestiune de optică. Poate. În ce mă privește? Comiți o eroare fundamentală. Probabil că eu nu-mi iubesc meseria. Doctorița a făcut ochii mari. Știam că o să te surprindă. Nu no, o iubesc. Cel puțin nu sub aspectul pe care îl revelai dumneata clipi mărunt. Ne-a speriat cinematograful. Goana cu 150 la oră pe șosea, după eternul căp un cu tren și pălăria trasă pe sprâncene. Ține mai mult de Hollywood. Eu cel puțin nu port revolver, iar la judo și karate am rămas corijent. Ceea ce nu vezi la cinema este coșul cu rufe murdare în care anchetatorul e obligat să răscolească. Josnicie, obscenități, sadism, atrocități. Polițistul parcurge întreaga gama de creptitudini umane la tonalitățile cele mai stridente. Incestul, de exemplu, se judecă în ședință secretă tocmai dintr-o decență a instanței față de public. Dosarul însă, eu l-am alcătuit. Cu lucrurile acestea nu te obișnuiești niciodată. Poate că elementul surpriză se consumă, dar gustul amar rămâne. Și e bine că e așa. Al -mi deveni devenit manechine în uniformă. Și totuși o faci cu pasiune. Te înșeli. Pasionant, dacă vrei e altceva. Lupta la nivelul inteligențelor. De pildă, am de-a face cu un om foarte deștept peste media obișnuită, să zicem. Stăm de vorbă împreună și brusc îmi dau seama că minte. Gândește-te la oscilațiile sensibile ale unei. unui seismograf. Un accent, o privire, o crispare a degetelor. Deși totul e perfect, logic, verosimil. Omul evoluează într-un climat fals. Ascunde ceva și depune eforturi subtile pentru a mă determina să-i ingerez varianta, să o colesc momentul cheie. Alexandra își duse mâinile la tâmple. La Veneția se urcase în campanela. Era ora 12 și clopotul începuse să bată. Își astupase urechile, dar zgomotul asurzitor pătrundea prin palme, îi izbea din panele. Acum auzea același clopot îi sfâșie creierii. Omul ăsta o să afle adevărul. Ridică ochii și întâlni privirea maiorului. Clipe lungi în care totul pare să se fi oprit. Timpul, inima, vântul. Viața s-a adunat în două perechi de ochi. Cristian întrebă abia mișcându-și buzele. De când te șantajează Olaru? Capitolul 5 Digresiunile maiorului Cristea Luigi Stratian înainta cu greu, viscolul blocase șoseaua. În dreptul magazinului universal, sătenii înarmați cu tot felul de lopeți, trudeau să înlăture nămeții. În localul poștei, telefonista aruncă o privire anonimă spre Stratian și continuă fără să se sinchisească. Pe urma a dat-o pe drojdie, cu o halba turna în el sudcitu. Amică jura pe sănătatea ei că n-a luat ochii din pământ. Ăla nu și nu, când a început iar muzica, o hmm, a tras Ilie cuțitul. Hmm, făcu Stratian, bal la tâncăbești. Dar asta nu era nimeni la miliție azi noapte. Tu și discret, domnișoară. Fata nu-i dădu atenție. Relată încă erarea cu lux de amănunte, inventarie, martorii, comunică opinia primarului, apoi trecu la câteva considerente personale despre starea vremii. La celălalt capăt al încăperii câțiva tinerii și încercau norocul la loterie. Care mai pui un pol? Hai, bă, brânză în sticlă!" În sfârșit, fata scoase căștile. Adoptă subit tonul profesional. Ce doriți?" O convorbire cu Bucureștiul. Privi în jur și șopti. Gheorghe Nițulescu, 5 20 11. Telefonista a făcut comanda. 5 20 11 nu răspunde. Insistați, domnișoară. Am o comunicare urgentă. După un sfert de oră, fata ridică din numeri scoțându-și căștile. Îmi pare rău. Putem însă transmite comunicarea dumneavoastră mai târziu. Da, e o idee. Lua o foaie de hârtie și scrise numărul și numele abonatului, apoi textul. Cred că trebuie să postești câteva zile. Luigi. Își frecă în gândurat. Bărbia. Nu e bine. Șterse și adăugă de desubt. Asta seară. Relași, Luigi. Ce tâmpenie m-am prostit de tot. Și un copil ar prinde figura rupse hârtia și o aruncă la coș. "M-am răzgândit, domnișoară, revin mai târziu." IEȘI. Din grupul jucătorilor se desprinse locotenentul Drăgan, înainte spre coșul de hârtii cu un licăr de triumf în privire. Majorul Crista întoarse butucul, manevrând vătraiul cu voluptatea inedită a individului născut într-un apartament cu încălzire centrală. Lemnul ars se sfărâma, împrăștiind rubine incandescente. Inginerul Mihailo îl observă liniștit. Era imposibil să-ți dai seama de adevărata lui stare de spirit. Înregistrai o prezență și atât. Maiorul zâmbi. Celălalt continua să-l privească. Nu fix, impertinent, angajând un duel al din care fatal cineva iese în plecându-și sau fluturând ploapele. Era o privire tehnică de studiu. Un tip căruia nu-i pasă la modul cel mai sincer de ceea ce spun ceilalți. Cristea știa că astfel de oameni sunt foarte rari. Cine se laudă în gura mare că disprețuiește opinia publică minte, pentru că totdeauna ne interesează acut comentariile generate de persoana și actele noastre. Această particularitate a lui Mihăile trăda o personalitate puternică și o siguranță de sine ieșite din comun. A furisită vreme? Enunță voit plat Cristea. Da, îngână Mihailă. Încerca să-l califice pe maior. Flegmatic, plictisit sau foarte abil, era obișnuit cu rubrici precise, catalogări fulgerătoare și îndoiala îi crea o senzație vagă de iritare. Se așternu din nou liniștea. Într-un colț al holului, locotenentul Drăgan întoarse pagina. În foșnet ușor trădând prezența celui de-al treilea, pe care inginerul îl ignora. Nu întoarse capul, clipi scurt, atestând înregistrarea. Are reflexe minunate, își zise Cristea. Continuă pe tonul de conversație oarecare. De mult n-am mai avut așa o iarnă. Poate în patrușunul pe front. Te dureau ochii de frig, vă amintiți? N-am făcut războiul, răspunse sec-inginerul. Ah, da, firește. Soldații se căptușau cu jurnale. Zâmbi. Erau foarte căutate. Unii și oblojau durerile cu ele, măsele, degete, de strivite, răni de schijă. Ajunseseră un curativ universal. Făceau cocoloși din ziar și îi dădeau foc într-o farfurie. Se prelingeau un soi de suc negru, cu el se doftoriceau. Personalul sanitar se sufoca. Evident, a fost și viscolul din 46. Mihailo și a prins o țigară. Unde vrea să ajungă? Observă indiferent. Același lucru îl remarca și avocatul Olaru aseară. Un om extrem de ospitalier, din cât am înțeles. Inginerul își coboră privirea. Ospitalier. Cred că acesta e termenul cel mai indicat. Avea un glas metalic, fără nuanțe, glasul omului obișnuit să se impună. Îl cunoașteți de mult? De 25 de ani. Cum s-ar spune, o prietenie verificată. Și divagă. A, am afirmat totdeauna că odată cu isprăvirea studiilor, ceea ce în general coincide cu trecerea individului, de la adolescent la adult, prieteniile se leagă mult mai greu. Mă refer, desigur, la sensul major al noțiunii și nu la bune cunoștințe, parteneri de table sau ia să vedem cu cine facem revelionul. Din nefericire, au preponderență și o seamă de factori, zice străin, program asemănător, domicilii apropiate, etc. Acesta ar fi aspectul comod al camaraderiei, declară Mihailă. Mi se pare stupid să fiu amic cu Ionescu numai pentru că mi-e vecin de bloc. Lipsa afinităților nu poate fi compensată de faptul că circulăm cu același lift și plătim întreținerea celui așa administrator. Cristea se lăsă pe spatele fotoliului, surprinse privirea nedumerită a locotenentului și-i veni să râdă. Desigur, desigur, totuși cam așa se întâmplă în general. Pe dumneavoastră v-am cunoscut în dimineața aceasta, iar cu victima n-am discutat niciodată, rămânând însă în limitele mai indulgente ale impresiei mi se pare că ceva nu rimează. Nu vă văd alături de Olaru personalitate distinctă, dar cu de cu totul altă factură decât a dumneavoastră. Nu înțeleg. Vă deranjează faptul că eu nu semăn cu Virgil? Nu mă deranjează, domnule Mihailă. Maiorul părea să-și ceară scuze. Am să încerc să fiu limpede. Olaru era un jovial, un generos, un exploziv. Dumneavoastră sunteți plin de rezerve, vă repugnă excesele sentimentale pe care, probabil, le considerați lipsite de gust o conduită nestăpânită, vă crispează. Bănuiesc că nu sunt puțini cei care vă califică drept un dur, ori astfel de contraste nu coexistă aproape niciodată. Se repudiază instinctiv. Concluzia, dacă îmi permiteți, e falsă, domnule major. În primul rând, dolarul nu era un sentimental. Avea un umor caustic și nu cruța pe nimeni. Cred că asta m-a atras la el în primul rând atunci când l-am cunoscut. Iubesc oamenii care mă fac să râd. Jovial era într-adevăr pentru că nimic nu-i se părea important și deci trecea cu ușurință peste plictiselile cotidiene, ceea ce îi asigura o bună dispoziție egală. Generos, generos! Puteți să-i spuneți și așa. În realitate îi plăcea să se simtă bine. Ne amintea mereu cât îl costa pe bunică sunt Napoleon în din în restaurantele de prestigiu ale vremii. Un revelion cu participație în casa Olaru era ceva de neconceput. Știa să te oblige, iar derutant și de ce anulând orice gând de interes era faptul că servea în situații în care concret și imediat n-avea nimic de câștigat. Practica un soi de investiții pe termen lung, cu dobândi poate întârziate, dar sigure. Vă spun lucrurile acestea fără cea mai mică intenție de impietate. În totul, Olaru era un om agreabil la care am ținut foarte mult, dar n-avea nimic dintr-un înger, așa cum eu nu sunt durul pe care lintuiața din adineauri. Și totuși, în prezența dumneavoastră, oamenii respiră un climat tulburător, de ușoară neliniște. Îngrijorați! Ăsta e termenul. Unul dintre oaspeți, inventă Cristea zâmbind, observa că atunci când îl priviți simte toată Antarctica pe epidermă. Cretina de Monica, calculă scurt inginerul. Cred, relom majorul că remarca a fost generată de o anumită conduită pe care v-ați impus-o. Mihaila privea focul. cu multă vreme și când începu să vorbească, Cristea se simți surprins ca în fața unui obiect care glăsuiește. Detez de stăinuirile, domnule major. Aici a țintui bine. Noi am înțeles niciodată pe cei care la coadă în tren sau unși cu nămol la Carmen Silva, cunoștințe de jumătate de oră, își fac confidențe de o intimitate revoltătoare. Desigur, în această privință supremație o dețin femeile. Nu-i disprețuiesc, nu-i judec, dar scapă posibilității mele de înțelegere. Sau ei nu mă înțeleg pe mine și, în felul lor, desigur, au dreptate. Avea ceva în voce tulbure, mai puțin sigur, șopti. Sunt un om care m-am culcat cu tulei și m-am trezit cărunt. Dacă înțelegi ce vreau să spun, dar, în sfârșit, asta e altă poveste. În salcămul din fața geamului, o cioară spărgea promoroaca, o neagră și urâtă, ca o prevestire. Vântul izbea oblonul de lemn cu ritmicitate de cronometru. Locotenentul drăgan traversă încăperea și deschise fereastra, încercând să-l blocheze. Un curent rece, uscat, pătrunse înăuntru. Toate lemnăria din casă e stricată, remarcă inginerul. Azi noapte, când s-a auzit de tunătura, am crezut că oblonul e izbit de vânt. Tocmai vreau să-l fixez cu ceva. Șerban, fiul meu, a simțit mișcare pe culoar. Am ieșit amândoi, da? Fuzese altceva. Maiorul întinse mâna după ibricul de cafea. Serviți? Nu-mi place individul. Nu aducea polițist. Avalanșa asta de scuze, culpe, imaginare, amabilitate forțată. Nu-mi place, nu-mi place deloc. Maiorul turnă în cești. Nu m-am înșelat. E tare. Știe să se stăpânească. Cu zahăr? Mulțumesc fără. Ce așteaptă? De ce nu mă întreabă? De ce n-a cerut detalii în legătură cu momentul crimei? Îi oferisem prilejul. Cristea aduse ceașca la buze. Începe să-și pierdă răbdarea. Simte nevoia să vorbească. Așteaptă să-l întreb și să-mi răspundă. Suruse fermecător. Ce trebuie să fie acum în bucegi? Poftiți? Mă întrebam ce-o fi în bucegi. Inginerul a prins o țigare. Își bate joc de mine. N-a marșat. Am greșit undeva spuse cu o umbră imperceptibilă de iritare. Ce poate să fie? Visco, lupi, zăpadă, o vreme ideală pentru picnic. Locotenentul își căută locul în fotoliu. Maiorul Cristea a zâmbi unui gând. se întoarse spre Drăgan. Nu te-am invitat, dragul meu, știu că nu bei cafea. Reveni la Mihailă. Ce spuneați? Da, da, e o vreme minunată. Scăpat, oblonul se izbi de zid. N-am putut dormi toată noaptea din cauza oblonului. Nu știu cum suporta Olaru. Mă întreb dacă nu s-a amizat pe chestia asta. Așteptă reacția maiorului. Cum acesta nu manifestă vreo curiozitate, preciză. Vreau să spun că probabil s-a scontat pe o confuzie între zgomotul produs de oblon și un foc de revolver. Chiar comentam ipoteza cu fiul meu. Cristea se îngrijoră brusc. Bănuiesc că ați luat legătura cu doamna. Să nu se impacienteze. Care doamnă? Soția dumneavoastră. Eu îi întunecat. A murit acum cinci ani. Trebuie, oftă maiorul, să-mi cer scuze pentru a doua oară. Inginerul își mușcă buzele. Fantastic! Evită sistematic orice discuție în legătură cu crima. Unde vrea să ajungă? Ce știe? Cât știe? Presupun că nu va a fost prea ușor să vă descurcați. Singur cu un copil mic, serviciu de mare răspundere. O carieră firească dacă ne gândim la capacitatea, pregătirea și mai cu seamă trecutul dumneavoastră. Apropo, aveți o locuință bună? Adunat în fotoliu, inginerul replică stăpânindu-se cu greu. Patru pe hol, încălzire, două balcoane, dependințe complete. Sper că nu vă supără vecinii. Ai mei sunt o calamitate. Bat toată ziua, șor fi având de bătut, nu știu. Mihaila se ridică și făcu câțiva pași. Se opri în fața lui Cristea cu brațele încrucișate la piept. Încerc să-mi explic atitudinea dumneavoastră, domnule Maior. Mă menajați, probabil. În ce sens? Recurgeți la eschive și subterfugii amabile, ocolind împrejurările legate de evenimentul care v-a adus aici. S-a comis o crimă și... și... Nu consider că postul pe care îl ocup mă scutește de anumite întrebări firești, obligatorii. Cristea își coboră privirea, camuflându-și satisfacția. N-a rezistat. Abia îi se auzi glasul. De ce să vă întreb? Mi-a spus singur. Am reținut că în momentul crimei vă aflați în cameră împreună cu fiul dumneavoastră, încercând să fixați oblonul. Mă înșel? Nu. Perfect. Și pentru că insistați pe temă, mă văd obligat să observ că în relatarea dumneavoastră s-a strecurat, desigur, involuntar, un amănunt in exact. Bănuiesc că eu o confuzie. Obloanele din camera dumneavoastră, insist, nu mai din dumneavoastră, sunt bătute în cuie. Probabil ați încercat să le blocați în altă încăpere. Cele din odaia în care s-a comis crima, de pildă, mi s-au părut foarte șubrede. Rămăsese singur în hol, flăcările din cămin muriseră. Mai stăruia sub spuza cenușie o margine de geratic. agonia unui apus în spărgând ca pe o pușculiță pântecul cerului de păcură. Inginerul Mihailo își simțea mâinile reci, mâinile și fruntea aceeași sudoare înghețată. Îi fusese frig, deși ziua era fierbinte. După amiaza aceea cleioasă de august, totul părea galben. Galben bolnav de rană veche, galben de lună somnambulă, vrăjmașă, galben de coșmar. Uniforma neagră cu zvastica pe brasardă. Olteanul care își lăuda marfa, roșii, zarzavat proaspăt, înregistrare stranie căci era aproape inconștient. Apoi auzi o se ușoară. tresării În spatele lui apăruse maiorul. Scuzați-mă, mi-am uitat țigările. Întrebă în șoaptă. Domnule inginer, cât îi plătați avocatului Olaru ca să tacă? Capitolul 6. Bancnote însângerate. Viscolul își fichiuia obrazul Gerul se strecura lesne prin haina subțire, dar Mircea Gheorghiu nu se clinti. Ridică ochii încercând să ghicească care-i fereastra de la odaia lui. Biroul. Dormitorul lui Olaru. A treia. I se păru că zărește o umbră proiectată pe peretele din dreapta. Se uită în jur. Descoperi o scară lungă rezemată de cerdac. O așeză sub fereastră și urcă. Monica Ciuvăț căuta febril. Luă din cuier paltonul savantului și cercetă buzunarele, apoi căptușala. Nu e aici. Privirea îi alunecă de-a lungul pereților și se opri la fereastră. Lipit de geam, Mircea Gheorghiu o privea intens. Luigi Stratian tăie capătul țigării de foi, o aprinse cu dichis și pufăi satisfăcut. Avea un aer prosper, optimist și o bună dispoziție necamuflată. S-a smintit iarna, domnule, exclamă pe un ton convențional iritat. Aici rămânem până dau ghioceii, naiba m-a pus să viu! Își mișcă trupul masiv în fotoliu. Era bine îmbrăcat, cam tinerește, dar fără ca acesta amănunt să șocheze. Am vrut, reluă, să-l servesc pe olarul Dumnezeu să-l ierte. Și nu se știe de ce, bătu în lemn. Mi-a telefonat al alter care are nevoie de două sute de mii. Mare pezi zi socotin că până la miezul nopții sunt înapoi. Și uite, a intervenit mizeria asta. V-a spus cumva pentru ce avea nevoie de bani? Întrebă maiorul. Stratia în ridică din umeri. Totdeauna i-au plăcut misterele, ne știm de mici, din școala primară. Da, nu s-a omorât niciodată cu confidențele. Învârtea tot soiul de afaceri și se întâmpla uneori să aibă nevoie de sume mai mari. Ridică palma lângă ureche. Ce e lui, al lui. Restituia corect și la termen. Nici când ia ți mâna banii, nu va oferi vreo explicație oarecare, așa, ceva de circumstanță? Păi n-am apucat să-i dau. Înseamnă că-i aveți la dumneavoastră. Stratian se bătu cu mâna peste piept, scoase un teanc de bancnote strânse într-o barderolă de hârtie cafenie și îl puse pe masă. Maiorul rămase pe gânduri. Curios! Are nevoie stringentă de bani, vă cheamă special din București și după aceea nu se grăbește să vii Să se fi jena de ceilalți? Știu eu ce era în capul lui, râse. Oricum nu plecam cu ei înapoi. Este o sumă destul de importantă. Presupun că Eleonora Olaru a fost informată. Luigi Stratian își răsfrânse buza de jos. Nu cred, bătrâna face mai mult oficiu de menajeră. În orice caz, nu era mentorul cel mai indicat pentru mă lucrurile lui Olaru. Și apoi, șopti confidențial, e cam capie. Ce înțelegeți prin matrapaz lucrurile lui Olaru? Omul râse mânzește, arătându-și dinții care sclipeau sub mustăcioara retezată a la Clark Gable. N-aveți decât să-i răscoliți nițel dosarele. O să găsiți tot ce vă trebuie. Da, da, e o idee. Maiorul Cristea apărea distrat. Deși mă îndoiesc că a lăsat asemenea documente la îndemâna oricui. Dumneavoastră, ca vechi amici... Stratian își ridică palmele. O clipă, domnule maior, nu sunt vreun sensibil, vreau să spun că nu am obiceiul să mă formalizez. Totuși, aș vrea să știu dacă pastila cu amiciția se numește cumva ironie. Cum vă imaginați că mi-aș îngădui eu? Perfect! Atunci să precizăm de la început perimetrul exact în care au evoluat relațiile mele cu Olaru. Ne cunoaștem de o groază de timp și totuși am rămas la stadiu de bune cunoștințe. Cred că ne vedeam de maximum 5-6 ori pe an. În general sunt un om ocupat și apoi țin prea mult la liniștea mea, la inofensiva mea partidă de brigi, la excelentul escalop de la capșa pentru ca să adâncesc astfel de legături. Trebuie să înțeleg că aveați față de olarul anumite rezerve? Ce mai încoace și încolo, domnule Maior? Era un tip dubios. M-ați obligat să o spun. Relații nu prea ortodoxe cu nemții în timpul războiului, pașapoarte false, recent filodorme, negocieri de valută, cartele, alimente la negru și cât ori mai fi. Ricană? A fost mai șmecher decât poliția, trei să o recunoașteți. Cristaș coboră ploapele. Recunosc? De altfel, e un duel pe care deocamdată l-am ignorat. Își umezi degetul și ridică scrumul de pe cristalul măsuței. Mai mult mă surprinde atitudinea dumneavoastră, faptul că n-ați reacționat. Un om franc, o conștiință imaculată. Stratianul întrerupse. Adică să-l fi turnat? Se lăsa adânc în fotoliu. Nu, domnule, asta ar fi fost o măgărie. De ce? Am un principiu. În viață trăiește și lasă și păi să de-a din coate. La urma urmelor nu au omorât pe nimeni. Apreciați, vă rog, faptul că nu sunt un ipocrit. Apreciez, declară Crista fără nuanțe. Apropo, domnule Stratian, cu ce vă ocupați? Sunt maestru de balet. De când am ieșit la pensie, mă ocup cu regia spectacolilor de music hall. O muncă interesantă, desigur. Mhm, mm făcu Stratian. Așa, 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 public ingrat, fetele niște nebune, toate se crevedete, nopți pierdute. Și totuși, maiorul părut opit de admirație, câte satisfacții să descoperi tinere talente, să realizezi spectacole de ținută. Stratianul îl privi circumspect. Da, da, trebuie să veniți într-o seară. Ambianță, program frumușel, săptămâna trecută a fost Mihaila cu fiul său. Râse vulgar. Pariez că șerbănic a început să viseze noaptea și altceva decât i sprăvile lui supe pe post de mare și ne înfrica luptător. La ce anume vă referiți? Cum, domnule? Stratia în simulă neîncrederea stupefiată. Nu va povesti că el în timpul războiului a speria gestapoul? N-ați auzit balivernele cu friții, cu rezistența, cu lupta ilegală? Le înșiră la toată lumea și de fiecare dată finalul e altul. Băi, a strâns mâna personal Churchill la Ialta, Băi, a trimis de Crăciun un cui de la Cârgeș și o bucată de budincă secretara lui Roosevelt, dar și că nu i-a plăcut. Prea multă scorțișoară, știți, asta pentru nota de autentic. Mă mir, domnule, mă mir! În fond, care e realitatea? Stratian scutură scumul gros, arborând o expresie de revoltă jovială. Hai să fim serioși! S-o fi nițeluși, dar ascunsele cu siguranță, așa cum a speculează. E bandi mare, are fler, dar nu e ăsta omul care să-mi figă steaguri pe baricade. Foarte interesant, opină maiorul. N-aș fi zis că e un flecar. Din potrivă, mi-a făcut impresia un om sobru, plin de rezerve. Stratian râse încântat. Ce vă spuneam eu? Mare și napan știe să se orienteze. Și-a dat seama cu cine are de-a face și v-a oferit o partitură plină de distincție, echilibru și nobilă discreție. Să-l fi auzit însă cei i debita lui Gheorghiu. Savantul? Eh, băi, dacă ăsta-i savant, eu-s Fred Astaire. Un zev zec. Nu mă tâmpenii funcționează în bostan. În sfârșit, Mihăilă la Iuri ca pe un prunc. Fizicianul îi dăduseră lacrimile de emoție. Penibil! De ce credeți că o face? Întrebă Cristea în tăciunii din cămin. Mă interesează mult punctul dumneavoastră de vedere. Dovediți discernământ și un remarcabil spirit de observație. Eh, ah, nu cine știe ce, râse gâdilat Stratian, săltându-și trupul greoi. De formație profesională, lucrez cu oamenii. Tocmai, în plus, vă enorm obiectivitatea. Faptul că musafirii de functului vă sunt prieteni? Pardon, respinse Stratian. Prieteni erau, dacă vreți, cu Olaru. De fapt, nu are niciun fel de importanță. Important este că sunteți dispus să mă ajutați. Spuneți-mi, vă rog, cam cât timp s-a scurs între cele două împușcături? asta e bună. Este pentru prima oară când aud că s-ar fi tras de două ori. Pe semne, m-am înșelat eu. Continuați. Despre ce vorbeam? A, da. În cel privește pe Mihail, ascultați-mă pe mine. E o lichia care a știu să profite de împrejurări. O lepră. Să fim sinceri. Sună al naibii bine într-un dosar câteva măsuri din internațional afredonate, Pasă când în Europa se consuma în materie de muzică doar doi la Duberales. Și rezultatele s-au văzut. Amicul Dan Mihailă conduce azi fost fosta fabrică Foreta. Judecând de limitele bunului simți, asemenea afirmații țin de un trecut relativ apropiat și sunt les necontrolabile. Nu pot fi emise gratuit în afara unui cerc restrâns de amici sau cunoștințe care stau la șuet într-o sâmbătă seara ronțăind alune. Păi aici a fost mare olaru exclamă Stratian triumfător. Nu știu nimic concret, dar aș paria că i-a făcut rost de niște hârtiuțe, scandă retoric, care să ateste trecutul de luptă și de sacrificii al inginerului. Mâine, poi, mâine îl vezi și pe în cartea de istorie. Cred că l-a costat parale frumușele. Pe cine? Pe inginer, vezi bine. Olaru nu făcea servicii gratuite. Da, repet, sunt simple prezumții, deși... Deși? Totdeauna mi s-a părut curioasă prietenia dintre Olaru și Mihăilă. N-aveau nimic comun Cei drep drept Virgil era un tip bizar, colecționar de ciudățenii și îi mutre îndoielnice. Îi, descrie, îi înscrieți la această rubrică și pe ceilalți musafiri? Domnule major, făcut Stratian, cuprins brusc de scrupule, împingându-și înainte vorbia. N-aș vrea să mă taxați drept palavragiu, iar ipostaza de delatator. Nu mă avantajează, nu e cazul, am înțeles de la început cu cine am de-a face. Maestrul de baletă îi aruncă o privire iute din colțul ochilor, puțin tel îngrijorată, dar își recăpătă repede siguranța. Știți probabil că oamenii ăștia veneau la olarul săptămânal într-un soi de weekend. Până aici nu văd nimic ca normal. Stratian își trecu limba peste buze. De acord, e și din comun mi se pare interesul constant al unor indivizi tineri pentru Virgil. Era un tip nostim, desigur, de o maliție savuroasă, dar nimic mai mult. Tresc în mijlocul tineretului, domnule major, și după atâția ani pot să spun că știu ce le umblă prin cap. Bătrânii plictisesc. Aveți dreptate. Totuși, oaspeții victimei, cu excepția lui Mihaila Junior, nu mai sunt niște copii. Credeți? Lăsându-l la o parte pe inginer, mai aproape de generația noastră, Alexandra cât să aibă? 35, Maxim 36, Gheorghiu 27, Monica 25. Ea e voluptoasă în forme și din cauza asta îi dai mai mult. Eh, vi se pare normal ca oamenii ăștia să-și ponteze prezența în fiecare sâmbătă încăbești? tâncăbești? Sunt convins că dumneavoastră ați găsit o explicație. Stratia însăltă din numeri. Pe dracu! Oricum e ceva cu ei. De pildă doctorița. Frumoasă muiere, nimic de zis. Curățică, carieră, bani, dogi, stacăm complet. Își apropie fața de a maiorului. Patru bărbați lipsă în inventar mor scopți îngropați sprăviți. Păia cu 200 de ani o ardau păruca vrăjitoare cu uma pății baba aia de vribri vinliers. Marchiză sau ce dracu era? Se pare că între timp lucrurile s-au mai schimbat. Groză venie, dar ea face solo tot anul. Nu se mai apropie unul, preferă tramvaiul decât ca la belu. Că cei al ei, al ei, poți morte, mă cazează bine. Nu văd corelația dintre starea civilă a doctoriței și avocatul Olaru. Aici o chichiță, dar n-am mirosit-o. Să luăm pailanta pe arhitectă. Maiorul încruntă sprâncenele. Unica ciuvăț, ai sprăvit, acum un an. Ce caută maciuala asta aici, domnule? Fată tânără cam rurală în șolduri nu se poartă, Da, se mai găse suflete milostive. Deși când te uiți la ea zici că l-a văzut pe omul negru. Da. Maiorul trase din țigară privind lung capătul neaprins. Are nervis zdruncinați, Eleonora Olaru spunea că aseară a făcut chiar o mică criză. Stratianul îl privi nedumerit. Când dumneavoastră ați descifrat pe plic pseudonimul avocatului? A, da, da, ca să vezi, scria poezii la vârsta lui, nici asta nu era normal, săracu. Ați citit ceva? Se interesă Cristea pe un ton indiferent. Ah, una, două, eu vă spun sincer, am rămas la Verlen, Bodler. Maiorul își ascunse zâmbetul. ști la alți de-acuși mă joc de noi. Cred că-și aranjează versurile când se spală pe dinți la gargară. O, la rubătea și el câmpii, dar vorba aia, ei scrie, ei citește." Avocatul adoptase o modalitate literară mai dificilă, o ermetică, sugeră Cristea. Dacă vreți, înțeleg prin aceasta," preciză maiorul că se adresa unui cerc restrâns de inițiați. Stratianu-i aruncă o privire iute. Cam așa ceva." Ce mi se pare cel mai interesant este faptul că fiecare poezie avea, mă exprim poate, cam prețios, o muză distinctă, iar Olaru o anunța într-un soi de moto sau dedicație. Poate că forma nu excela, în schimb afirmă unii poeziile erau pline de conținut. <laughs> Și încă ce conținut? Îl privi printre gene, s-a aprins. De fapt, scopul era atins. Sensul major al poeziei este să-ți dea prilej de reflectare, să-ți trezească anumite stări sufletești, să te facă mai bun, mai generos. Întrebă după o pauză. Dumneavoastră, domnule Stratian, v-ați simțit mai generos după ce i-ați citit versurile? Toată viața mea am fost culant prodig, aș zice. Un tu se i strâmbă colțul gurii. Arătă teancul de bagnote. Adeseori împrumutul este forma elegantă a generozității. Cristal măsură plin de admirație. Câtă delicatețe! Îmi pare bine că nu m-am înșelat alegându-vă drept confident și consilier. Mi-a spus la dispoziția mănuntei edificatoare, cu atât mai valoroase cu cât vin din partea unui om dezinteresat. În privința banilor însă, cred că s-a creat o mică confuzie. Nu i-ați adus. I-ați găsit, desigur, cu totul întâmplător în buzunarul victimei. E o îndrăzneală, o!" O precizare!" Privi peste umerii lui Stratian. apropie de drăgan! Arată-te, rog, ce ai găsit în fișetul din dormitor!" Locotenentul desfăcu un pachet scoțând câteva tancuri de bannote. După cum remarcați, zâmbi maiorul, pachetele de bani sunt bani derolate cu hârtie ca fenie ca și al dumneavoastră." Și apoi, sunteți mult prea distra, domnule Stratian!" Cum se poate să nu fie observat pata de sânge de pe marginea primei bancnote? Probabil că v-ați grăbit să vă recuperați banii oferiți într-un elan de generozitate, stărnit de versurile maestrului Olaru. Capitolul 7. De ce ți-e frică, Monica? Mihaila își recunoscu mașina sub stratul gros de zăpadă. Vântul sufla cu puteri sporite și inginerul făcea eforturi să-și păstreze echilibrul. Curăță parbrizul, apoi încercă zadarnic să deschidă portiera. Tresări. Cauciucurile, toate patru, erau spintecate. Îți place? se întoarse brusc. La câțiva metri în spate, Alexandra îl împungea cu privirea. Dogiul doctoriței era și el pe geantă. Mihail își recăpătă sângele rece. Ridică din umeri. Ai vorbit cu el? M da, Sper că n-ai făcut vreo prostie. Știi foarte bine la ce mă refer. Ochii okay, Alexandrei se îngustară. Cât de puțin mă cunoști. Tot ce se poate. De altfel e inutil. Știe. Bănuiește. Arătă mașinile. Înțelegi ceva din aiurea asta? Doctorița continua să-l privească fix. Da, cred că încep să înțeleg câte ceva. Mă doare capul. Rău spuse Monica Ciuvăț și își trecu mâna peste frunte. Încercă să zâmbească. De fapt, nu e o noutate, am migrene îngrozitoare seara. Trebuie să-i cereți un calmant, doamnei Macarie, opină maiorul Cristea. Monica se ghemui și mai mult în fotoliu, aproape țipă. Nu! Își mușcă buzele albe, pipăindu-și cu gesturi dezordonate obrazul. Maiorul o examină curios. O găsea foarte feminină, desigur nu în gustul epocii, era prea plină pentru asta, emanând farmecul acela caracteristic al femeilor care trec aproape neobservate pe stradă, câștigând însă imens în cadru intim. N-am nevoie de calmant," spuse Monica. În orice caz, nu de la ea." Adăugă precipitat. Alexandra mă detestă." Maiorul râse sincer amuzat. Oricum nu va refuza o pastilă." N-am nevoie," repetă încăpățânată arhitecta. Femeia asta nu mă suportă nici ceilalți. Mă disprețuiesc." Sunteți prost dispusă. A fost o noapte grea pentru dumneavoastră toți și, în asemenea, situații firește de vii, mai puțin politicos, uiți o seamă de convenționalisme. Suficient ca să te simți bruscat de orice fleac. Monica își frânse degetele nervoasă. Sunt odios și îi cunosc bine. Mihailă cu dinții lui de lup, îmi sărută mâna se cu tremură de silă. Îi place, în schimb, Alexandra. Și lui Stratian îi place. Doamne, ce imbecil pot fi bărbații! Încep să cred că nu greas pe doctoriță. Ce v-a făcut? Nimic, dar e în stare de orice. Dacă încerc să-mi imaginez un medic seseist, la ea mă gândesc. Îi tratează pe oameni ca pe niște obiecte. Mădulare, intestine, foi de temperatură. Da, maiorul observă chipul rotund de o paloare nesănătoasă pe care ochii zvâgneau ca niște faruri. Mi-a făcut o mărturisire de concertantă. Oamenii aceștia vă disprețuiesc. De ce nu-i evitați? Ce vă obligă să le suporta societatea? Am ținut mult la Olaru. Monica șumezi buzele arse și la Eleonora. Sunt orfană. S-au purtat cu mine ca niște rude apropiate. Virgil m-a ajutat să-mi sprăvesc studiile. Au fost ani cumpliți. Războiul, Seceta, Ajutor financiar? Nu în sensul unor sume periodice. Încă din anul doi de facultate mi-a procurat comenzi ușoare. Renovări, lucrări mai simple, sistem bungalow sau cottage. când casa lor mi era deschisă. Nu puteam să le impun amicițile. Evită-l pe Mihăilă, nu o primi pe Alexandra, etc., etc. Pe de altă parte, încetându-mi vizitele, aș fi făcut figură ingrată. Înțeleg. Am să-mi îngădui să profit de amabilitatea dumneavoastră. Poate că îmi puteți furniza unele amănunte despre relațiile avocatului Olaru cu ceilalți. Zâmbi. Nu-mi sunt prea limpezi. Monica privi lung pe fereastră. Se gândea poate la altceva și peste ochii negri trecu o undă întunecată. Îngăimă. Se cunosc de mult. Era din nou răvășită, își aduna cu greu ideile. Lui Virgil îi plăcea oamenii, agitația. O sâmbătă seara fără invitație era pentru el o calamitate. Își mușcă degetele. Se răstea la Eleonora, devenea grosolan, bietul Henry, înghița și el destule. Dima da, trăiește, adică trăia mai mult pe seama lui Virgil și lucrul ăsta îi se amintea uneori destul, destul de dur. Henry e un om delicat, a avut o situație înainte. Își îndreptă trupul moale. În sfârșit, astea sunt prostii. Virgil a fost un om deosebit, mă doare capul îngrozitor. Toată lumea e de acord cu asta, un suflet generos. Izbucni în plâns, plâns nestăpânit, o răbuvnire, revanșa nervilor abia zăgăzuiți, Sub apa care cedează în cele din urmă sub torentul năvalnic al lacrimilor. Impresionat, Cristai oferi un pahar cu apă, apoi se opri de, se apropie de fereastră. Nu-i proastă, nici isterică, e doar bolnavă. Bolnavă de frică, frica pe care ți-o dă spectrul morții sau obsesia unui gând asemănător. O miză mare, foarte mare. O auzi respirând și se întoarse, îl privea circumspect, trăgând cu dinții de Batista mototolită. Vă rog să mă iertați. Noaptea asta atmosfera de aici, oamenii. Mai se așeză. Se uită la ea blând. Cu ce vă pot ajuta? Femeia încercă să zâmbească. Buzele moi se strâmbară, dezbrăcând dinții albi ușor depărtați. Nu mă vreau să spun. N-aveți de ce să mă ajutați. Atunci poate că mă ajutați dumneavoastră pe mine. Surâse. Eu am nevoie. Monica suspină îndreptându-și părul. Mi-a făcut impresia, declară Cristea, că relațiile avocatului Olaru cu aspeții acestei case, dincolo de aspectul lor monden, ascund un anumit substrat. Substrat disimulat cu grijă până ieri seară. Nu știu la ce vă referiți. Am să fiu mai explicit. Conflictul până seară ignorat s-a declanșat brusc în urma unui incident. Un amănunt aparent inofensiv, dar care s-a dovedit a fi plin de semnificații. Faptul că avocatul Olaru, camuflat în umbra unui pseudonim, se ocupa de... își drese glasul, completând, de versuri. Monica Ciuvăț încremeni. Se pare că această întâmplare a stârnit în rândurile invitațiilor o reacție ieșită din comun. N-am băgat de seamă. Respira greu. Am fost, desigur, surprinși, dar nimic, nimic special. Sora defunctului a calificat starea de spirit comună drept panică, o panică învecinată cu groaza. Eleonora exagerează, afirmă moale Monica. A trăit mereu singură, departe de viață. În general îi place să dea oricărui fleac proporții de senzațional. Mă întreb, cine se înșală de fapt? Ea sau dumneavoastră? Tuturor oamenilor din casa aceasta le e frică. Un adevăr brutal, dar cert. Arhitecta își ridică ochii strălucitori. Întrebă cu un efort vizibil. Și mie? Nu-i lipsește totuși curajul? Curajul marelui dezastru, curajul de deasupra abisului. Maiorul se eschivă. Cu dumneavoastră bănuiesc că se întâmplă altceva. Sunteți o femeie sensibilă care nu poate să treacă indiferentă pe lângă o nenorocire. S-ar putea, deci, să n-aveți în momentul de față motive particulare, făcu o pauză, legate de moartea lui Olaru, care să vă neliniștească. V-a indispus pur și simplu crimă și, ca toți oamenii extrem de sensibili, probabil că ați presimțit nenorocirea. Unica a făcut ochii mari. N-am presimțit nimic. E greu să vă dați seama acum. Mi s-a relatat ca ară după incidentul cu versurile lui Olaru, v-ați pierdut cunoștința. Ori numai o intuiție ieșită din comun, aproape supranaturală, putea să anticipeze corelația dintre un fapt aparent complet lipsit de importanță și un eveniment tragic apropiat. Nu, nu văd corelația. Ce trebuie să înțeleg? Era punctul de a face o criză. Ce vreți de la mine? Nimic, regret că discuția vă neliniștește. De ce să mă neliniștească? Dacă vă imaginați că eu l-am omorât, comiteți o eroare penibilă. Începu să râdă nervos. Ce tâmpenie, Dumnezeule, ce tâmpenie! Cine v-a învinuit de asasinat? Atunci ce vreți? Lăsați-mă să plec, trebuie să plec acasă. Dar nu v-am reținut, domnișoară. Deși nu cred că puteți răzbate, am să-l rog pe locotenentul drăgan să vă însoțească cu mașina. E riscant pe vremea asta, dar bănuiesc că nu insistați dintr-un capriciu. Femeia se frânse. Părea o rufă mototolită aruncată pe bratul fotoliului. S-au speriat ceilalți. Nu știu de ce s-au speriat, întrebați-i pe ei. Pronunță ca din transă, fără să-și dea seama. Vladimir Dumitrașcu. Un nume cu semnificații singulare, șopti maiorul. Un nume asociat la o idee fixă poate deveni odios, un coșmar, oftă. Avocatul Olaru a exercitat ani de zile un șantaj sistematic. Șantaj, îngână Monica. Șantaj, da, în schimbul unor sume de bani raportate bănuiesc, la veniturile individului în cauză se obliga să păstreze tăcerea asupra unor fapte mai mult sau mai puțin reprobabile din trecutul fiecăruia. O plăcere perversă îl determina în același timp să caute societatea victimelor sale care ignorau posibilitatea că sub firma ospitalierului Olaru se ascunde de fapt odiosul Vladimir Dumitrașcu. Arhitecta a zvârli o privire răvășită. Cine?" Cine v-a spus toate astea? Cristea zâmbi. Cu Oaspeții familiei Olaru, fiecare câte puțin. Și eu? Da, și dumneavoastră. Își privi ceasul. E aproape șapte. Dacă aveți de gând să plecați, trebuie să o faceți fără întârziere. Mă duc să-l caut pe locotenentul Drăgan. Monica întinse brațele, ca și cum ar fi vrut să-l oprească. Nu, domnule, mai rămân. De altfel, nici n-aș putea intra în casă. Am, am, am pierdut cheia. Vă deschide colaboratorul meu. Nu, mulțumesc, sunteți foarte amabil oricum, trebuie să o caut. Urcă treptele sprijinindu-se de balustradă, făcea eforturi evidente să nu se prăbușească. Trebuie să o caut. Mulțumesc. Maiorul Cristea privi mult timp în urma ei. Se întâmplă ceva la ea acasă.